Căci e duce când pe duce și
Păi, ca bun înțeles. Deci că drag pe cei corindători, bine a stat și a scorindat. Dar și jupânii ca astăzi s-au gătat. S-au sculat în zori de cântători, pânghim pe la deutori, după voi, domnișori de corindători. Apoi să oară pe pe malul mării, se străzără în fundul cămării. Când o săr acolo, ce să vezi? Dură de un bec cioban, ce să nu fie un suroan? Tras o chilincă de pălincă și mi-a pus să mie în prâncă. Deci că dragi pe cei corindători, de va părea malul, duc la voi în cămară. Iar de va părea duce șerchi spre deci cu toi voi aduce. Că aici afară de ordiuța cu doi cai, fiți în cai cu roagele de malai, tricule de putregai, ruta de lapte duce, mă leu ce să mai duce. Pun deal n-au și-a scuțit ca jotin de ghicuțit. Iar când vă să învârbă dealul, este tu drept de căstrân. Ce-am pe de ca cai o căruță. Să gândiți să împede și cai, că e tu căruța. Să cotă pe jipuri, să tu de oață, de lână și pede că ea face bătrână. Dar băi, pe deal în jos, apoi cât căruța fiți în cuța peste cai, fiți în cai, cât cai fiți în cai peste căruța fiți în cuța. Dar când vă sărăm pe rânul țărnilor lui Dumnezeu, că nu vă sunt nici o rând. Dar Ilie cu Sfântul Petru, stătea după un prun și vedea că nu-i lucru bun. Deci că Ilie trezni, putea plezni, toajului, bârloajului, cercului, bercului, fundului, râsului, pălincuța asta să ne iau din nou gâtul la mulți ani. Și că dragi pe cei corindători, bine a stat și a scorindat, dar și jupuinul gazdă s-o gătat. E o lună de o săptămână mai gustos de această sare de Crăciun bun. Un colac mândru și frumos, drept că-i mândru și frumos, că-i din perița lui Hristos. Dar acesta nu s-a făcut cum nouă bouă ni se pare. De aici până la moare cu bota sub siove, de aici până la voi cu ciomagul de la voi. Și a prins jupuinul gazdă la plus 12 truși cu cornele lungi, de aici până la turci. În corne codabei, în păr la jențe și a plecat la plug la Ierusalim cu ei. Când încolo mergea brav pe neagă trezea, când în coace venea grâu rosul revărsat. Ploaia picura grâu, răsărea, soarele lucea, grâu se cocea. În paie ca trese, în bobe ca mază. Se zicem cu tot să se dea Dumnezeu jupânului gazdă, pe anul pe timpul. N-altul stocului cât n-altul cerului, grosul stocului cât grosul pământului. Să fie grâu spicos să-l folosească gazda sănătos, la mulți ani, trească! Pe cel corindător, bine a stat și a scorindat, dar și jupânul gazdă s-a gătat. S-a sculat în zori de cântător, tot pândim pe la Teodor, după voi, domnișorii de corindător. Băgăm mâna în ladă până în cot și ne dorui și la 100.000 de lei un bot. Să ducem cu toți, ca fetița jupânului gazdă, să fie dragă feciorilor, ca tămâie coptilor și tipenul domnilor, la mulți ani, trăiască! Ați simțit de o sărbătoare mărită, vă dorim ca să fie la mulți ani cu bucurie, să aveți zile senine, să petreceți tot în bine, să aveți parte și folos de nașterea lui Hristos. Amin. Amin. Mulțumim pentru aceste admirabile colinde. Aș dori, în timp ce primiți colacul și mulțumirea de la gazdele noastre, să reamintesc tuturor celor de aici din sală că Centrul Creației Populare a lucrat anul trecut în preajma sărbătorilor cu acești vrednici colindători, pentru că există un proiect al Comisiei pentru Tezaurile Umane Vii din România, Patrimoniul Cultural Imaterial, pentru introducerea cetei de colindători în patrimoniul UNESCO. Cetei de feciori, de fapt, dar feciorii sunt și colindătorii. Aici am găsit cea mai valoroasă ceată și mai activă în perioada aceasta din județul Cluj. Ne bucurăm că îi avem alături de noi și sperăm că datorită lor va intra în patrimoniul UNESCO, în patrimoniul mondial și ceata de feciori, deci ceata de colindători. De asemenea, vreau să vă mai spun și să le mulțumesc pe această cale că tot în anul care a trecut, e trecut deja 2012,
am filmat cu dânsii nunta în județul Cluj, obiceiul de nuntă, cu Televiziunea Națională. Este un proiect mare, s-a derulat timp de un an jumate și în care s-au pus în scenă, s-au reconstituit toate obiceiurile tradiționale de peste an din județul Cluj. Filme pe care veți avea ocazia să le vizionați în anul 2013, pentru că vor fi difuzate de Televiziunea Națională. Ele acum se montează, se spune povestea lor și vor ieși ca și o serie de 12 filme despre obiceiurile tradiționale din județul Cluj de peste an. Le mulțumesc încă o dată celor din Negreni pentru că au fost colaboratori destoinici și la introducerea cetei de colindători în patrimoniul UNESCO și la reconstituirea obiceiului de nuntă și le dorim sărbători fericite și să păstreze tot cu aceeași sfințenie și cu dragoste obiceiurile tradiționale de peste an și portul popular din comuna lor. Mare, mare mulțumire, sărbători fericite!